Asculți Performance Blueprint Podcast și acesta este episodul 5. Bine ai venit la Performance Blueprint. Dacă ești pentru prima oară alături de noi, atunci îți mulțumesc că te-ai alăturat și tu. Te poți bucura săptămânal de episoade noi ale podcastului. Linkurile folosite le vei găsi scrise pe www.florinrosoga.ro. Acum să-i dăm drumul! Salut, salut! Florin Roșoga sunt aici din nou la o nouă ediție din Performance Blueprint Podcast. Mă bucur să te am alături de mine, mai ales că astăzi voi vorbi cu un om foarte tânăr de altfel, care a decis să renunțe la un job sigur, care oferea un câștig sigur, pentru a urma o cale care el simțea că este calea care îl ajută să-și urmeze pasiunea, să-și găsească vocația. A ajuns acum să țină cursul despre public speaking și despre însăși vocație, exact lucrul pe care el căuta cu ceva ani în urmă. Îl avem astăzi alături de noi pe Ovidiu Oltean de la 5MS. Salut, Florin! Bine te-am găsit! Îți mulțumesc tare mult pentru invitație! Bine ai venit, Ovidiu! Ovidiu, spune-ne puțin despre activitatea ta. Cu ce te ocupi în momentul de față? În momentul de față, activitatea mea se desfășoară pe două mari planuri. Unul dintre ele este legat de sfera comunicării, a vorbitului în public. Susțin cursuri, ateliere, fac coaching individual cu persoane din mediul corporate, dar și pe plan personal, prin care ajut oamenii să își dezvolte abilitățile de comunicare în public, să își depășească emoțiile, să își structureze discursul și așa mai departe. Iar a doua direcție sunt seminariile și atelierele pe partea de descoperire a vocației, prin intermediul cărora îi ajut pe oameni să își descopere care sunt pasiunile lor supreme, talentele lor și care este acel foc interior care i-ar mâna în fiecare zi să facă ceea ce iubesc să facă cel mai mult. Înțeleg. Cum ai ajuns, este interesantă povestea ta, cum ai ajuns să te ocupi de toate acestea? Pentru că, din câte știu, acum câțiva ani erai un angajat, practic, erai în zona de corporate. Da, ca să fac așa un scurt istoric, eu sunt absolvent de Politehnică, am terminat calculatoare la Cluj, nu am profesat nici măcar o zi în domeniul respectiv pentru că nu mi-a plăcut deloc, l-am făcut doar pentru că profesorii și părinții mi-au spus că ar fi bine să merg în direcția respectivă pentru că este cerință pe piață și salariile sunt mari. Am descoperit că nu-mi place deloc acest domeniu, așa încât imediat după facultate m-am întrebat unde aș putea să câștig cei mai mulți bani și m-am angajat în vânzări. Am învățat cum să vând profesionist în mediul corporate, am avut mai multe experiențe la diferite companii, la diferite firme, am vândut și produse și servicii până într-o zi în care am ajuns să fiu suficient de frustrat de ceea ce făceam, pentru că eram obligat să am un program fix, stabil, intervenea o anumită monotonie, adică în fiecare zi erau exact aceleași lucruri pe care le spuneam clienților și oamenilor cu care lucram și cărora vroiam să le vând serviciile și produsele, încât am luat decizia să mă opresc din lucrul ăsta și am început să mă întreb ce aș face totuși în fiecare zi, da, pentru banii pe care îi câștig acum. Dacă salariul mi-ar intra în data de 1 a lunii doar pentru că sunt frumos, atunci ce aș face pentru restul lunii respective? În ce direcție aș lua-o? Și în momentul respectiv am intrat într-un proces, am început să-mi pun foarte multe întrebări ca să descoper ce aș face efectiv în fiecare zi pentru tot restul vieții mele, dacă timpul și banii nu ar fi o problemă. După vreo 2-3 săptămâni de întrebări și de introspecții, am ajuns la o concluzie că oratoria, vorbitul în public, este o pasiune atât de mare care se poate monetiza într-un mod relativ ușor dacă depun munca și efortul necesar. Așa încât pe 20 mai 2013 mi-am dat demisia de la locul meu de muncă, de ziua mea, când am făcut 25 de ani. Și de atunci mă ocup zilnic doar cu ceea ce îmi place. Am scos efectiv din viața mea tot ceea ce îmi provoacă neplăcere. Mai fac și lucruri care sunt nevoiți să le fac, dar care nu îmi provoacă o silă, o greață, un disconfort enorm. Înțeleg. De mult. Și am început practic cu o serie de evenimente de vorbit în public, pentru că
iubeam să le vorbesc cu oamenilor, dar nimeni nu mă chema la niciun eveniment. Nu eram cunoscut, nu aveam nicio expertiză în niciun domeniu. Cine să mă cheme să vorbesc la un eveniment? Așa încât m-am întrebat cum ar fi să îmi creez eu propriul meu eveniment și să mă invit pe mine și să accept să particip, bineînțeles. Și experiența ta anterioară pe zona de public speaking, care era? Anterior, foarte bună întrebare, în septembrie 2012 am început să frecventez întâlnirile clubului Toastmasters Cluj. A fost invitat de către unul din clienții firmei la care lucram la momentul respectiv. Mi-a spus la un moment dat, hai la o ședință Toastmasters, bineînțeles că l-am refuzat, m-a invitat a doua oară, iar l-am refuzat, cred că după a patra oară i-am zis, bine, vin, mai ales că mi era foarte de folos pentru că eram nevoit să vorbesc des în fața unui public mai numeros la locul meu de muncă și exista un anumit trac, o anumită anxietate în ceea ce privește momentul în care mie îmi venea rândul să mă ridic în picioare și să vorbesc ceva. Am fost la Toastmasters, am fost încântat efectiv de ceea ce s-a întâmplat acolo. Țin minte că am ieșit în față la un discurs improvizat, era ceva legat de extraterestri și de bețe chinezești. Nu mai știu efectiv ce am spus, dar mi-a plăcut foarte mult senzația de a fi în fața oamenilor și toți ochii să fie ațintiți asupra ta și toată lumea să te asculte. Mă simțeam important la momentul respectiv și am zis că vreau să revin. Și m-am dus din nou, săptămână după săptămână, și la un moment dat am luat decizia să devin membru. În momentul în care am luat decizia să demisionez, să-mi dau demisia de la ultimul meu loc de muncă și să mă dedic în această direcție a vorbitului în public, aveam 9 luni de zile de când eram membru în Toastmasters și un concurs național de vorbit în public câștigat la o conferință Toastmasters. Ulterior, prin intermediul acestui club de public speaking, am reușit să obțin și recunoaștere la nivel internațional, pentru că pe lângă cele 9 concursuri naționale de public speaking câștigate, au venit și rezultatele de la Frankfurt anul trecut, când am luat un loc 1 și un loc 2 la conferința europeană, și în mai anul acesta la Boras în Suedia, când din nou m-am întors cu două premii, un loc 1 și un loc 2 la concursurile de discursuri în limba engleză, fapt care a început deja să implanteze în mintea oamenilor că omul ăsta știe despre ce vorbește în domeniul vorbitului în public, are și experiență, are și rezultate în acest sens. Rezultatele mai ales că sunt recunoscute de altcineva din afară. Aici un lucru interesant. Practic tu lucrai, aveai un job, a existat o anumită nevoia ta, să spunem așa, de a deveni mai bun, să vorbești mai bine în public. Ai refuzat inițial să mergi la Toastmasters, okay, pentru că acel coleg, prieten, a insistat, te-ai dus, asta s-a suprapus și peste nevoia ta de a vorbi mai bine în public. Iar ulterior, 8-9 luni mai târziu, tu practic ai decis această nouă pasiune care ai descoperit-o a vorbitului în public, ai decis să o urmezi mai departe. Și a fost pe undeva și un fel de salt până la urmă, pentru că nu aveai, în acel moment nu-ți garanta că vei putea să și trăiești din el. Nu, în momentul în care am pornit la drum aveam doar o idee despre cum aș putea să fac banii respectiv, dar în momentul în care mi-am dat demisia nu aveam niciun proiect, nu aveam niciun venit asigurat din acest domeniu. Practic aveam o sumă de bani pusă deoparte care să-mi asigure traiul zilnic pe o perioadă de 6 luni de zile, timp în care am zis că dacă 6 luni de dimineață până seara mă dedic complet acestui domeniu și fac asta în fiecare zi și numai asta, n-am cum să nu ajung suficient de bun și să produc suficient de multă valoare încât oamenii să nu plătească pentru asta, fapt care s-a și întâmplat. Și lucrul ăsta îl văd zilnic în jurul meu. Adică dacă 8-10 ore pe zi faci doar o singură chestie care, bineînțeles, îți place și ai o mare pasiune pentru ea, te implici în ea, da. Nu ai cum să nu devii foarte bun, pentru că în 6 luni de zile atingi acele 2000 de ore care te pune în postura de specialist într-un domeniu. Și asta s-a întâmplat. În momentul în care am luat decizia de a urma calea vorbitului în public, am descoperit cursuri, am descoperit proiecte, am descoperit o mulțime de posibilități și de oportunități pentru a crește, pentru a mă dezvolta eu și ulterior să pot să ofer mai departe valoarea pe care eu am început să o cultiv. Și după acele 6-7 luni de zile, au început să mă caute
oameni din mediul corporate ca să am ședințe de coaching individual cu ei, plătite. Iar în aprilie 2014 am lansat primul meu curs de 3 zile de vorbit în public, unde pot să ajut mult mai mulți oameni într-un grup compact, într-un mediu retras. Dar până atunci, în primele 6 luni de zile, a fost greu. Trăiam din economiile pe care le aveam puse deoparte. Exista evenimentul 5MS cu care am pornit la drum și care a fost primul meu proiect. Dar... Practic, tu, după ce ai plecat, Ovidiu, ai plecat de la job, ai continuat cu evenimentele 5MS. Da, am început evenimentul 5MS pentru că simțeam nevoia să vorbesc undeva în public și să-i chem și pe alții care doresc să vorbească și nu au unde. Dar era mai degrabă o distracție, era un eveniment care îmi permitea să fac ceea ce iubesc să fac. Și îmi asigura doar niște, hai să zicem, niște bănuți de buzunar sau bănuți cât să-mi asigur o excursie undeva. Foarte puțin, nu puteam să trăiesc din banii respectivi. Și așa a fost pentru primele luni. Aveam doar evenimentul respectiv. În schimb, eu în continuu studiam, mă documentam, învățam, practicam, continuam să merg la Toastmasters, am început să merg la cursurile de la Speaker Elite, unde acum sunt facilitator. Și am început să cresc tot mai mult, tot mai mult, până ajungi la acel punct de break-even în care ceva se întâmplă, ceva se schimbă și începi să și primești înapoi tot ceea ce ai investit. Pentru că am investit bani mulți pentru a deveni mai bun. Adică nu s-a întâmplat peste noapte, nu s-a întâmplat doar datorită talentului și al abilităților native. Nu, am investit bani și muncă ca să cresc, care e nevoie, cred că, în orice domeniu, nu doar în acesta. Înțeleg. Tu, practic, după 5MS, ai început colaborarea și cu diverse evenimente din țară, din câte mă amintesc. Da, imediat după 5MS am fost contactat de cei de la Business Days ca să fiu speaker și moderator în cadrul conferințelor naționale. Am început să colaborez cu speakerii de la TEDx, să le ofer coaching pentru cei care urmează să urce pe scenă și să țină acele discursuri cunoscute de toată lumea. Și acum mai nou colaborez cu cei de la afaceri.ro, care din nou au conferințe peste tot pe teritoriul României. Și în continuare ești moderator la speakerul Elite al lui Andy Secchi. În continuare, dar sunt facilitator la programele lui Andy. Mă ajut atât pe mine, pentru că îmi șlefuiesc abilitățile de a oferi feedback, cât și pe cursanți, pentru că au posibilitatea să interacționeze cu un expert în domeniu. Okay. După 5MS am început cursurile pe care le organizez, atelierul de live speaking, tabăra de vorbit în public de 3 zile și după aproximativ un an a început acest proiect, Focul Vocației, care ține de partea de descoperirea vocației, care în acest moment sunt cele 3 mari direcții pe care activez și prin care ofer valoare oamenilor. Înțeleg. Da, practic, toate aceste etape, acești pași, nu au fost planificați de la început. Nu. În momentul în care mi-am dat demisia, știam doar că o să creez evenimentul 5MS ca să vorbesc. În rest, nu știam încotro o să ajung, ce o să fac mai departe. Și sincer, dacă mă întrebi acum ce o să fac până la finalul anului, nu știu ce se poate întâmpla. Am în mis planificate cursurile pentru următoarele luni, dar dacă o să creez un proiect nou, dacă o să lansez un produs nou, nu am nici cea mai vagă idee. În funcție de ceea ce se cere pe piață, în funcție de ceea ce iubesc eu să fac, multă lume mă întreabă de ce nu mă apuc să scriu o carte ca să am un venit pasiv. Nu-mi place. Efectiv, nu-mi place această activitate. Oricum, o carte nu este un venit pasiv decât dacă te ocupi de promovare. Corect. Dar prefer să iau lucrurile în funcție de cum mi le aduce universul în cale și îmi pun tot timpul întrebarea, îmi place să fac acest lucru? Îmi oferă satisfacție făcându-l sau... doar un câștig financiar. Practic m-aș prostitua pentru bani dacă aș face lucrul ăsta și nu mai doresc să fac asta, pentru că 3 ani de zile, cât timp am lucrat în vânzare, asta făceam. Vindeam timpul pentru bani. Nu mai vreau. Povestește-ne puțin despre zona de vocație. Mie mi se pare foarte interesant acest proiect, ți-am mai zis de altfel. Cum explorați voi, cum dezvoltați voi acest seminar, acest workshop și cum îi ajutați pe oameni, în ce fel lucrați cu oamenii ca să-i ajutați să-și dezvolte vocația. Spun asta pentru că eu însumi am fost într-o anumită perioadă a vieții mele și într-un anumit fel
asemănător cu tine, am renunțat la un dat la job la zona corporatistă și am decis să merg pe cont propriu și nu aș putea spune că aveam așa de la început clar ce voi face în minte, doar știam că vreau să continui cu blogul și după aceea am zis ok, mai departe văd eu. Pe partea de vocație sunt două unelte pe care le folosim. Una este seminarul, da. Este un seminar de 3 ore care se ține în oraș cu informații tehnice, logice, mentale, raționale. Este un sistem cu proceduri pe care cursanții îl parcurg. Și a doua unealtă este atelierul de 3 zile pe care îl facem la munte. Acum, la seminar, ce se întâmplă, practic, prin intermediul exercițiilor pe care le facem acolo, oamenii își descoperă sistemul de valori pe care îl au, da. Și încep să-și filtreze pasiunile, hobby-urile, interesele, abilitățile și talentele. Lucrăm foarte mult cu materialul clientului. Ei încep să-și facă o listă atunci la seminar cu toate aceste lucruri pe care ulterior le filtrăm. Cum le filtrăm? Pe baza întrebărilor pe care eu mi le-am pus atunci în 2013. Este un set de 5 întrebări, 5 filtre, pe baza cărora oamenii elimină din acea listă ceea ce este doar hobby, ceea ce este doar un interes. Îmi place să mă duc la fotbal, dar aș face lucrul ăsta doar o dată pe săptămână sau doar o dată la 2 săptămâni de plăcere. Nu pot să spun că e o vocație. Deci toate aceste lucruri le eliminăm de pe listă, urmând ca la final, în momentul în care tragem linie, să vedem ce a rămas, cum putem să combinăm acele talente, abilități și pasiuni, astfel încât să rezulte un tot unitar unic prin care să te poți exprima unic pe piață. Rezultatul este unul rațional, adică răspunsurile le dai cu mintea în funcție de întrebările pe care ți le adresezi. Persoanele care doresc să meargă și mai departe și să simtă că într-adevăr asta au de făcut în viață, vin la atelier, pentru că în cele 3 zile lucrăm foarte mult cu emoțiile, lucrăm foarte mult cu câmpul informațional din natură, lucrăm foarte mult pe partea spirituală, facem multe meditații, introspecții, îi punem pe oameni în foarte multe exerciții astfel încât ei să sape în interiorul lor și să-și găsească acolo răspunsurile și să simtă efectiv în profunzimea ființei lor că asta au de făcut. Și este foarte interesant că de multe ori este în totală contradicție cu ceea ce fac în momentul de față. Persoane care lucrează în domeniul bancar, care descoperă că ei de fapt își doresc să scrie cărți despre cum poți să ajuți oamenii din zonele defavorizate. Și pentru asta chiar am o cursantă care acum a plecat într-o călătorie în jurul lumii să descopere cum trăiesc oamenii în anumite zone din Africa și din Asia pentru a putea să-și scrie cartea respectivă care să îi financeze ulterior proiectele sale și nu mai lucrează deloc în mediul bancar. Sunt persoane care vin și își clarifică și își confirmă că sunt pe drumul cel bun, dar obțin informații despre cum pot să meargă mai departe și obțin idei despre cum pot să-și creeze proiecte mai de amploare. Iar ulterior, după ce termină atelierul, trec cele 3 zile, intră într-o comunitate de oameni, comunitatea Focul Vocației, oameni care au descoperit ce iubesc să facă cel mai mult, s-au dedicat acelui domeniu și ne întâlnim o dată pe lună, o dată la 2 luni, pentru a analiza în ce stadiu suntem cu proiectele pe care am început să le implementăm. Ne ajutăm unii pe alții cu sfaturi, dar cel mai important, ne ajutăm unii pe alții prin serviciile și produsele pe care noi le oferim în mod gratuit. Nu plătim pentru ele, mergem la persoana X care iubește să facă site-uri și spune am nevoie și eu de unul, mă ajuți? Da. Mergem la persoana Y care se ocupă cu aranjamente florale, am nevoie de un aranjament pentru conferința mea, mă ajuți? Da. Ne ajutăm unii pe alții pentru că iubim ceea ce facem, îi iubim pe cei din comunitate și ajutăm prin ceea ce noi iubim să facem. Și este un fel de troc arhaic adus în realitatea zilei de azi, da, un fel de barter. Creșteți împreună, într-un anumit fel seamănă și cu un grup de mastermind. Creșteți împreună, în esență. Da, da. Fără acel te ajut doar dacă îmi dai ceva înapoi. Nu, te ajut pentru că îmi dai oportunitatea ca eu să fac ce-mi place în momentul în care îmi ceri ajutorul. De ce nu aș face lucrul ăsta? Foarte interesant. Foarte interesant. Și mai ales este un subiect
care am observat eu că există foarte mult interes în România, cel al vocației, și nu există destul de multe informații sau evenimente disponibile. Din ce am observat, persoanele care resimt o frustrare vis-a-vis de ceea ce fac la locul de muncă, persoanele care ajung acasă obosite după o zi grea de muncă, persoanele care se trezesc dimineața și n-au niciun chef să meargă la locul de muncă, sunt cele care încep să-și pună întrebări legate de ce am eu totuși de făcut în viață, pentru că nu simt împlinire în munca pe care o fac. Vreau să, mi-aș dori să schimb ceva, dar nu știu ce. Practic, e și o încăutare a fericirii. Ceva de genul ăsta, da. Însă am observat că dacă cuiul pe care stai nu te doare suficient de tare, nu o să faci schimbarea respectivă. Și vii la seminar, îți obții niște răspunsuri, dar dacă zona ta de confort este foarte călduroasă și venitul pe care îl ai tu te mulțumește atât de mult încât nu ai riscat să-l pierzi, nu o să faci absolut nimica. În momentul în care eu am luat decizia să plec de la locul de muncă, aveam suficient de multă frustrare și suficient de mulți nervi încât am zis, eu nu mai fac lucrul ăsta în fiecare zi, nu mai vin aici la locul de muncă dimineața să mă trezesc, am un program fix, să fac tot timpul ce îmi zice șeful. Am un sistem de valori pe care mi l-am descoperit, care implică originalitate, am nevoie să fac ceea ce, să fiu creativ, să mă manifest într-un mod unic în ceea ce fac și nu puteam să fac lucrul ăsta la locul de muncă. Practic te durea și era și o evidentă lipsă de, cum să spun, suficientă fericire, dar mai există și o altă opțiune, aceea în care cineva se află într-o astfel de situație, e confortabil, e călduț și nu este neapărat, simte că vrea să plece, dar nu neapărat pentru căldoare, ci pentru că poate vede un alt model, vede pe cineva care a făcut saltul. Se simte inspirat de un model din afara lui. Da, îmi doresc foarte mult să fie cât mai multe astfel de cazuri și nu... Care se inspiră. Da, și nu oameni care fac din cauza unei dureri, dar marea majoritate a oamenilor sunt motivați mai mult de durere decât de potențialul de a găsi fericirea. Și atunci e nevoie să ajungem punctul ăla în care supapa aproape stă să explodeze pentru a face schimbarea și să ignor la un început banii, pentru că din ce am observat, oamenii nu fac saltul ăsta, nu riscă, pentru că ei consideră că dacă o să faci ce-ți place, nu o să câștigi bani. Adică trebuie să faci ce se cere pe piață, trebuie să faci ce îți spun alții, nu neapărat ce faci, ce-ți place. Adică dacă îți place ceva, nu-i sigur că o să câștigi bani. Și chiar din contră, dacă faci ce-ți place, s-ar putea să câștigi cei mai mulți bani. De obicei devii tot mai bun. Numai există un anumit risc, pentru că în esență faci un salt, adică nu ai garanție în avans că vei reuși și că va fi bine. Nu ai un loc de muncă stabil, nu ai un salar stabil care să-ți vină în fiecare lună, nu mai ai multe beneficii pe care le-au angajați. Asta, pe de altă parte, te și motivează, pentru că în clipa în care nu mai ai siguranța salariului, vei fi motivat să muncești, să-ți vezi de treabă. Sigur, dacă până la urmă doar banii te motivează, e puțin dificil să faci această schimbare, pentru că nu o să-ți vină din prima. Da. E greu de crezut. Ovidiu, spune-mi, te rog, din experiența ta, aici eu vreau să te întreb legat de modul în care tu ți-ai găsit urmarea, vocația, dar întrucât tocmai ne-ai vorbit și despre seminarul tău și despre tehnicile pe care voi le folosiți, să le luăm împreună atât din seminarul tău, din experiența ta de lucru cu alți oameni, cât și din experiența ta personală, drumul pe care ai mers. Care ar fi 2-3 sfaturi pe care le-ai dat oamenilor care simt că vor să schimbe, că vor să-și urmeze vocația, să facă lucrurile care le plac și să și trăiască din asta? Uh-huh. În esență, e vorba de oameni care vor să meargă pe calea antreprenorială făcând ceea ce le place, nu doar pentru bani. Uh-huh. În primul rând, să își facă o listă cu activitățile care le fac plăcere. Tot ce există în viața lor, ce le place să facă, să le pună pe foaie, nu în cap, să se apuce să scrie cât mai multe dintre ele. 2. Să se gândească care dintre aceste activități pot să aducă un plus de valoare în viața altor oameni. Pentru că eu pot să zic că îmi place să mănânc pepene roșu și să-l pun pe foaie, dar nu știu pe cine o să ajut decât pe ăla care vinde pepene roșu, bineînțeles. Dacă ești degustător de pepene. Dar în afară de acea persoană, nu știu pe cine o să ajut prin această activitate. Și atunci să se întrebe, pot să aduc valoare în viața unei alte persoane prin această activitate pe care eu o fac? Da sau nu? Dacă răspunsul este da, atunci poți să începi să mergi în domeniul respectiv. Și poate cea mai importantă idee și momentul care a făcut în viața mea declicul după acele 6 luni grele de început
Și da, cred că ar fi o scurtătură pe care aș putea să le dau ascultătorilor acum, în momentul de față, să nu stea 6 luni de zile și să se chinuie, să nu vină bani către ei, este să-i ajute pe oameni dezinteresat de răsplata pe care o primesc. 6 luni de zile făceam activitatea pentru recompensa, pentru banii care urmau să vină. Și tot timpul mă întrebam, oare o să câștig bani din asta sau nu? Dacă răspunsul era nu, nu o făceam. După 6 luni de zile, într-o zi pentru care sunt extrem de recunoscător, pe 5 decembrie, am văzut filmul The Shift al lui Wayne Dyer, pe care oamenii pot să-l vadă la liber pe YouTube. Și în filmul respectiv, ideea centrală este că ajută-i pe oameni pur și simplu, fără să te aștepți la nimic înapoi, doar pentru că îi iubești pe ei și lasă universul să-ți aducă în cale tot ceea ce ai nevoie. Și am început să aplic lucrul ăsta în viața mea. Efectiv, a doua zi cineva m-a sunat ca să-mi propun o ședință, să mă întrebe dacă pot să-l ajut cu o ședință de coaching. I-am spus că da. M-am dus la el la birou, am făcut o ședință gratuită și la final m-a întrebat cât costă. Și am spus cât vrei tu să-mi dai. Și mi-a dat o sumă de bani mult mai mare decât credeam eu, decât vroiam eu să-i cer. Și din acel moment am început să-i ajut pe oameni, indiferent dacă ei puteau să mă răsplătească atunci pe moment sau nu. Bineînțeles, nu sunt în postura care să-i refuz pe oameni dacă vor să mă plătească sau nu, dar nu mă mai gândesc în primul rând la recompensă, mă gândesc în primul rând la cum pot să-i ajut pe cei din jurul meu. Și această schimbare de atitudine a făcut toată diferența în viața mea. Din acel moment au început să vină către mine oportunități, au început să vină către mine rezultate și bani implicit, pentru că am încetat să mă gândesc atât de mult la ei. Să nu mă gândesc în primul rând la bani, să mă gândesc în primul rând la valoarea pe care pot să-i ofer omului și la bani doar ca o consecință benefică calitatea acestei valori. Erai concentrat pe calitatea muncii tale, iar nu pe beneficii. Da, pe calitate și pe cum pot să-l ajut efectiv pe omul respectiv. Pentru că am observat, și asta am învățat de la Tony Robbins, că nu e bine să te îndrăgostești de serviciu și de produsul tău, e bine să te îndrăgostești de nevoile clientului. Adică dacă tu știi că ai un produs care nu este de folos sau un serviciu care nu este de folos omului cu care stai de vorbă, nu îl băga pe gât. Spune-i mai bine unde poate să meargă să își rezolve el problema. Dă-i o alternativă. De multe ori ținem atât de mult la produsele și la serviciile noastre, încât ne dăm seama că omul nu are nevoie de ele, dar noi tot îl forțăm să le cumpere de la noi. În momentul în care pur și simplu îți dai seama de lucrul ăsta, ajută-l cum poți. Direcționează-l spre altcineva dacă simți că e mai bine pentru el. Pentru că o să fii surprins că într-o zi omul respectiv o să îți întoarcă ajutorul sub o formă sau alta când te aștepți poate tu mai puțin. Și am trăit exemple de genul ăsta de oameni pe care i-am ajutat, care n-au putut să mă plătească, dar în momentul în care aveam cea mai mare nevoie, au venit să mă ajute cu un lucru cu o valoare mai mică, dar de care aveam atunci foarte multă nevoie. Imaginează-ți o situație în care ajuți pe cineva să își facă un site, îi faci un site cuiva care nu poate să te plătească, la un moment dat ai o problemă cu mașina și omul respectiv cunoaște exact un expert care poate să-ți repare mașina și ajutorul, valoarea pe care ți-o oferă în momentul respectiv, echivalează valoarea pe care tu i-ai oferit-o anterior. Totul e un echilibru în universul ăsta și la un moment dat totul ți se întoarce înapoi, fie sub o formă bună sau rea, depinde ce emiți tu. Cred că astea ar fi cele mai utile lucruri pe care ar putea oamenii să le facă și să aibă încredere că dacă tot ceea ce fac ei e spre binele altora și ei iubesc să facă acel lucru, universul o să le trimită tot ce au nevoie. Mare atenție, nu ceea ce vor. Și eu vroiam multe, dar unele dintre ele nu mi erau benefice. În momentul în care te deschizi și spui, ok, facă-se voia ta, lasă vină către mine tot ce am eu nevoie în momentul de față, o să vină. Iar apoi lucrurile s-au legat în cel mai bun interes al tău. Corect. Și acum am ajuns să am venituri de 3 ori mai mari decât atunci când eram angajat. E drept, la aproape 2 ani de zile. Și după multă muncă. Și după multă muncă. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Că nu, și fără efort. E imposibil. Da, așa este. Ovidiu, spune-mi ceva. Legat de activitatea ta, de modul în care tu îți dezvolți activitatea pe termen lung, care sunt câteva acțiuni, activități pe care le faci
zilnic sau săptămânal pe care le faci în continuu pentru a te dezvolta ca și antreprenor? O dată pe zi sau o dată la două zile studiez discursuri. Îmi fac pe cât posibil timp ca în fiecare zi să mă uit la discursuri, pentru că asta ține de activitatea mea. Ca și antreprenor, bineînțeles, am o prezență online, scriu articole unul pe săptămână legate de domeniile mele de expertiză, anume vocație și vorbit în public. Țin legătura cu cei care mă urmăresc în mediile online. Citesc cărți legate de spiritualitate, legate de vocație, legate de vorbitul în public. Mă documentez în mod constant, pentru că nu sunt în postura în care să le știu pe toate. Tot timpul sunt lucruri noi de descoperit. Și, în general, îmi fac un program. Nu am un program fix, nu am o agendă zilnică pe care să mi-o urmez. Îmi planific întâlnirile cu oameni și fac tot posibilul să le respect, să fiu punctual. Dar, în rest, nu am un program prestabilit pentru o zi. Poate suna ciudat, las lucrurile să se întâmple și sunt foarte deschis spre a le reorganiza în măsura în care universul îmi cere lucrul ăsta. Practic, abordarea ta este una deschisă, există o anumită direcție în care mergi și legi lucrurile. Da. Și evident, muncești foarte mult, pentru că asta presupune, până la urmă, antreprenatul, să muncești mai mult decât munceai în zona de corporate. Sigur, până la urmă, eu sunt cel care aduce banii, eu sunt produsul, eu sunt serviciul și am nevoie să-l dezvolt în mod constant. Și te obligă nimeni să faci asta? Nu. Poți să nu faci, poți să plăiești oricând. Corect, dar aceia dintre noi, care probabil că sunt mulți dintre cei care ascultă, care sunt perfecționiști, vor ca tot timpul produsul și serviciul pe care ei îl oferă să fie din ce în ce mai bun și să aducă din ce în ce mai multă valoare. Pe lângă faptul că dacă livrez în mod constant aceeași lucru, mă plictisesc eu. Și una din valorile mele este originalitatea, că tot timpul să vin cu lucruri noi, interesante, care să nu mă introducă într-o monotonie. N-aș putea să țin un curs sau un seminar exact la fel de fiecare dată. Tot timpul caut modalități și exerciții noi prin care pot să-l îmbunătățesc în mod constant și să le ofer oamenilor o experiență tot mai frumoasă. Optimizare continuă, Kaizen. Exact. Ovidiu, spune-ne, unde putem afla mai multe despre tine? Dacă ascultătorii mei vor să te găsească, să afle mai multe despre tine, cum o pot face? În prima fază pe Facebook. Da. Ovidiu Oltean Speaker este pagina unde postez toate noutățile legate de evenimente, legate de articolele pe care le am. Pe site-ul meu, ovidiuoltean.ro, pot să găsească cele mai noi articole și, dacă intră, pot să și descarci un material gratuit cu cele mai utile 10 sfaturi pe care le-am oferit speakerilor de la TEDx. Pentru cei care sunt interesați de sfera de vorbit în public, lifespeaking.ro, lifespeaking.ro, acolo pot să găsească mai multe informații legate de cursul de 3 zile de la munte de vorbit în public. Următoarea ediție o să aibă loc în 12-14 iunie și cealaltă în ultimul weekend din iulie. Iar pentru cei care sunt interesați de vocație, de seminariile de vocație, da, și de atelierele de vocație, pe foculvocatiei.ro, vocației fără ț cu t normal, okay, foculvocatiei.ro, pot să găsească informații legate de când o să aibă loc următoarele evenimente. Următorul atelier de vocație va fi în 17-19 iulie la Măgura Cătău, 3 zile. Și cei care sunt interesați de evenimentele 5MS și vor să vorbească în public într-un mediu plăcut, confortabil, prietenos, 5ms.ro. Următoarea ediție va fi una de gală, intrarea este gratuită. Îi invit pe toți la Cinema Mărești, în Cluj, pe data de 25 iunie, ca să se vadă pe câștigătorii ultimelor ediții din ultimul an. 5MS, unde are loc acum? În ce oraș? În Cluj va avea loc această gală aniversară. Da. În schimb, noi mai activăm și în orașele Oradea, Brașov, București, Timișoara și Iași. Sunt evenimente lunare sau date la două luni, dar pe site-ul 5ms.ro pot să găsească informații despre toate evenimentele din toată țara. Excelent. Și o adresă de mail, te rog? contact@ovidiuoltean.ro. Mă găsiți oricând și vă răspund cu cel mai mare drag eu personal. Ovidiu, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Îți mulțumesc tare mult pentru că mi-ofer oportunitatea să transmit mai departe aceste informații și să aducem împreună un plus de valoare în viețile oamenilor. Și felicitări mult pentru proiectul tău. Mulțumesc și eu. Acesta a fost ultimul episod din Performance Blueprint Podcast. Ne poți asculta mai departe și pe iTunes.
Linkul este www.florinrosoga.ro.